Pe la amiază, Mahavira intră iar în cetate, pe aceeași poartă de aramă. Acum însă călăuzit de un ostaș care îl trăgea de un an petrecut pe după gând și de ceilalți doi care în răstimpul îl izbeau din spate cu picioarele sau cu vârful suliței. În cetate se aflase despre întâmplarea de pe alea regală. Îl trecură pe cărări lăuntrice până la poarta iama. Acolo ostașul îi puse cătușa la picioare, legă cu lanțul de un stâlp de piatră. Încercă să se miște, dar nu îi spute decât să se întoarcă cu fața în sus. Trebuie să stea așa ca un trunchi sfârșit de durere. Trupul era însângerat de lovituri. Dar blana de leopard rămăsese în ascunzătoare din tufiș. Pământul rece și umed îi mărăcoreau chinurile. Doar amintirii începeau să ilumineze întunericul. Și sufletul era pătruns de o fericire aromitoare, iar gura lui șopti fierbinte. Iava Malica! Dar într-un târziu îi trecu prin minte că în noaptea aceasta regele Arjuna are să o strângă în brațe pe Iava Malica. Și deodată se stinse lumina amintirilor și temeța rămase mai neagră, mai chinuitoare ca o mormânt. Se zvârcoli ca o râmă să se scoare, să-și rupă lanțurile și să alerge în ajutorul ei. Același ostaș îi dezlegă picioarele din lanț și îl târă afară. O sumedere de paznici feoroși îl înconjură. Cineva din spate îl presnea neîncetat cu un bici. Loviturile îi frângeau inima, își mușca buzele, dar nu scotea niciun strigă de durere. Ajunse într-o hală deschisă, regele Arjuna ședea în scaunul de judecată înconjurat cu mari sfetnici de brahmanii curții. Regele îl privi lung, vrând să-i citească de mult pentru ce s-a năpustit asupra fetei. Dar ochii lui Mahavira se rătăceau de aici colo, aprinși de îngrijorare căutând pe cineva. Arjuna înțelese. Înțelese că privirea lui umblă după fecioară iubită. Atunci se ride pe scaun și strigă: să piardă lumina ochilor! Mahavira parcă n-ar fi auzit nimic. Ochii mari negri aveau lucire fierbinte și nerăbdătoare, dar bolborosi totuși neștirea ca o chemare deznăjduită. Iava Malica! Regele Arjuna auzi șoapta. Se ridică iar de pe scaun și strigă: smulgeți limba! Atunci o mână și înfipse degetele în pletelul lui Mahavira și dădu capul pe spate, în timp ce alte degete osoase frământau încheieturile vârgelor selindu-se caște dura. Un crește rece apucă limba pitită în dosul dinților de jos și cu o smulcitură scurtă! Eu rupse din rătăcina. Valuri de sânge bolboroceau din gura lui Mahavira, zvârcolindu-se într-un hor căit în fund. Să-l jupoaie de viu și să-l arunce hrană câinelor, răcâni regele Arjuna fioros, parcă în gâlgâile de durere a lui Mahavira ar fi auzit iarăși numele fecioarei. Doi câte doi la apucarea pe Mahavira de picioare, îl întopseseră cu capul în jos și îl duseră sub piroanele bătute în zidul cerpeții. Arăta tocmai ca o vită înjunghiată gata de jupuit. Trupul se zvârcolea, capul se legăna măturând cu pletele nespedele terasei. Dar călăul alese un cuțit cu lama lungă și îngustă. Îl ascuți îngrijit, pe o grese rotundă. Apoi se apropie de ostendit și trase cu vârful cuțitului o linie dreaptă. De la buric până la gât. Încet, încet, cu mare băgare de seamă, ca să nu pătrundă prea adânc și să nu cișnească mult sânge. Mahavira se zbătea mai crunt. Și din gura însângerată îi zbucnără niște glasuri înnecate. Ostașii îi dezlegară corpul. Îl ridică în picioare. Mahavira merse câțiva pași și se prăbuși. Loviturile de bice sfiștuiră cu sete mormanul de carne crudă, la care mai merse câțiva pași se prăbuși fără simțire. Dar Hamciun duă repede alt cuțit. Îl întorsese de Mahavira cu fața în sus și făcă o crestătură adâncă în piept ca să-l trezească din veșe. Mahavira își mai veni în fire. Simțit cum îi pătrunde cuțitul adânc în gât. Trupul se învise ca într-o sforțare supremă. Conștiința mea morfulea o frântură de gând. De ce am luat? De unde suntem? Odată vara, pe aproape
Era cât în cireș bănatii care se cocea pe lea de duminica mare. Și mă chitesc eu mine cum s-o dau ca să nu... Și la ochiuri încodrei să aducă niște asumari. Apoi, dar am rămâi sănătoasă, mătușă Mărioară. Vorba de dinioară și tare îmi pare rău când îi vără Ion acasă. Că tare aș fi avut plăcerea să ne scăldăm împreună. Dar în gâtul meu știi că am nimerit-o. Bine că nu-s acasă și de n-ar veni de grabă și mai bine ar fi. Și scurciu prinzător, sărut mâna mătușii, luând în ziua bună ca un băiat de treabă, ies din casă cu chip că mă duc la scaldat, mă chitesc unde pot și când colo mă trezesc în cireșul femeie. Și încep a cărăbăni la cireșe în sânge, crude, coapte, cum se găseau. Și cum mă sileam să fac ce-i face, ia ca și mătușa Mărioara cu chipul din mână la tălpina copilului. Dar băi, gheamule, aici e scaldată. Zice-a ea cu ochii colbați la mine. Coboară-te jos, tălcană, că te-ai învățat el. Dar cum să cobor jos, că jos era prăpădenie. Și dacă vede ea și vede că nu mă dau, zvârf de vreo două, trei ori cu buldre mine, dar nu mă chitesc. Și apoi începe să burca pe cireș în sus, spunând, tai mai parcane, că te căptășești, Mărioara. Atunci eu mă dau mai spre poale și fac o dată zâmp în niște câlipă, care se tindea de la cireș înainte și până la brâu de înalt. Și de bună de mătușă Mărioara după mine. Și eu fugă-i prește prin câlipă până la gardul din fundul grădinii, pe care neavând vreme să-l sar, o cotingeam înapoi, iar prin câlipă cu ce tot e prește, și ea după mine până în drept ocolul, pe care neavând vreme iar să-l sar, pe delături iar gard și nebună de mătușă Mărioara, nu mă lasă din fugă nici în ruptul capului. Mai să pună mâna pe mine. Și eu fugă, și eu fugă, și eu fugă, și eu fugă. Până ce dăm toată câinipa palanca la pământ. Căci, să nu spun minciuni, erau vreo 10-12 prăjini de câinipă, deață și frumoasă, cum în pierea din care nu s-a ales nimica. După ce facem noi toată trebușoara asta, nu știu cum, se încălțește prin câinipă, ori se împiedică de ceva și cade jos. Eu atunci mă răsucesc într-un picior, fac vreo două sărituri mai potrivite și mă zvârf peste gard de parcă nici nu l-am atins. Și îmi pierd urma ducându-mă acasă și fiind foarte cu minte în ziua aceea. Dar mai de seara ea ca și moș Vasile cu vornicul și cu paznicul strigă că tata la poartă, îi spun pricina și o cheamă să-i fie de față când s-a ispășit câinipa și cireșnic. Căci la drept vorbind și moș Vasile era un cărpănoș și un pure zgâră brânză ca și mătușa Mărioară. Vorba aceea a tunat și a adunat. Să degeaba mai plămpănesc-o din gură. Cine și ce are cu munca omului? Stricăciunea se făcuse și vinovatul trebuia să plătească. Vorba ce? Nu plătește bogatul, ci vinovatul. Așa și cu cireșne. A dat tata glavă pentru mine și pace bun. Și după aceea a venit de la ispașă. Mi-a tras o chiafăneală ca ce zicând. Na! Satură-te de cireșne. Să știi că ți-ai mâncat de la mine lectires, pânzoratule ce ești. Oare multe stricăcine am să mai plătesc eu pe urma ta? Și ca așa cu cireșne. Sărmana mamă iute și de grabă. Că Dumnezeu n-ajută celul care umblă cu furteașar. Și semăna atât de bine cu Ion, încât ea, care se îngrozea de bărbatul ei, îi ocolea privirea de frică să nu vadă întrânsa ochii din noaptea uspățului, cei ce-a vorbit ca niște săgeți aprinse în carne celor de primit. Apoi și Petrișor era rău. Plângea mult până în dinețea. Iar când îi dădea sâța în gură, mușcă spârcul cu gingile, parcă ar fi vrut să răbune că maica sa n-a sărit mai curând. Mângâindu-l și hrănindu-l, Ana zicea de multe ori, numai Ion e pricină. Vedea doar limpede că oamenii care au trăit și au suferit ca și dânsa, au păstrat în ochii reci atâta liniște și împăcare, încât era necaz că nu poate dobândi și ea nepăstarea lor alienată. Își simțea capul greu ca plumb. În neștire strângea la piept copilul care țocăia lacul. Se uita mirată prin casă, parcă ar fi văzut-o întâia sau ultima oară. Nimic nu era schimbat.
scaunele, lavițele, dulapul cu vase, lampa spânzurată în tavan. Toate ca vedea una. Numai cuptorul părea mai negru, cu gura mare, fără fund. Privind cuptorul, deodată trecu prin minte și parcă s-ar fi întors înapoi pe o cale spinoasă. De aici e cât de talpa cum se suie pe cuptor și inima-i bate să-i spargă coastele. Se urcă încet să nu fâșie cămașa, să nu deștepte pe tatăl ei care scoră iubiată în pat. În corcuș e calm. O mână vâșbă îi atinge gleda ușor și ea știe că e mâna lui Ion care le fluie oasele, suindu-se și lungindu-se lângă ea. Acum mi se păru că gura cuptorului se cască mai mare și se apropie de ea. Copilașul scăpase sfârcul sânului și stângea. Ana se sculă brusc, încuie ușa și puse cheia bine. Din spate simțea amenințarea gurii uriașe plămânde încât era necaz să se uite înapoi. Îi venia să-și frângă mâinile și nu putea.